În porturile de la malul Mării se aflau vineri dimineață 37 de nave sub operare. Cele mai multe dintre acestea, 30, erau în portul Constanța, încă 6 în portul Midia și una în portul Mangalia. Navele sub operare aveau de încărcat sau descărcat în mare parte cereale, îngrășăminte, containere, fier vechi sau laminate. De asemenea, potrivit buletinului informativ al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, în rada portului Constanța erau pe 20 august 12 nave, dintre care 10 așteptau pentru operare, iar una nu avea operațiuni portuare. Încă o navă fără operațiuni se afla în rada portului Mangalia. La avizări, vineri dimineață, potrivit raportărilor, erau 16 nave, 15 pentru portul Constanța și una singură pentru portul Midia.